Și bine ai găsit la un video. Eu sunt Luiza și astăzi practic o să fac un vlog cu restul zilei mele. Deci, hai să începem. Ok, deci prima dată am vrut să mă schimb, o să-mi iau acești pantaloni verzi și negru, pantaloni verzi cu negru, pentru că mi-amintesc de Billie Eilish și o să-mi iau această bluză care a venit cu pantalonii. Ok, deci cam așa arată outfitul meu final. Aceasta este bluza, pantalonii, verdele. Deci, na. Acum o să ies afară pentru că oricum n-am ce să fac. Azi e vineri, deci mâine e sâmbătă, deci nu o să mă apuc de teme acum, doar că o să revin cu partea a doua când îmi fac temele. I am ready și acum o să mă duc afară. Ok, deci, da, acum... Am ieșit, e cam frig, sper să nu-mi înghețe mâinile. Efectiv, încă mai e zăpadă afară. Acum o să mă duc până la un loc de joacă. Deci, până la urmă, nu m-am mai dus la locul de joacă, pentru că doi câini se cam băteau și nu vreau să mă bag. Deci, nu știu ce o să fac acum. N-am mai făcut vloguri de mult, dar că... Aur, o să vedem mâna mea mult mai roșie pe cameră decât e în realitate, doar că nu prea e nimeni afară acum. Uitați niște câini care mă latră. Da, am înțeles, nu mă place, ok? Și eu practic acum doar mă plimb pe aici. Într-un loc noroios, nu știu de ce fac asta. Și bate vântul, scuzați-mă dacă nu mă auziți. Bate vântul rău de tot. Deci, nu știu de ce m-am băgat pe aici. Deci, deșteaptă sunt. Asta e mai ok. Acum o să mă duc să văd ce fac peștii mei. Efectiv, atât de frig la mâini, deci probabil o să mă duc în casă. Adică nu e frig, doar că bate vântul și aia face să pară mult mai frig. Ok, deci acum încerc să mă dezbrac și să filmez în același timp. Nu știu dacă o să reușesc. Am reușit o mână. Așa, cum trebuie să mă descalc. Ce am murdărit. Oricum sunt vechi. Ok, deci mi-am comandat niște mâncare. Nu știu ce o să fac cu micuța asta care vrea să mănânce. Ok, deci ăsta este iPad-ul meu pe care o să-mi pun niște YouTube. Ok, îmi dau seama că ți-e foame, doar că asta nu e mâncare pentru tine.
Hai să văd. Vreau să mă uit la Real Roses Red, care este practic idolul meu. Să dau mai tare și na, o să revin cu partea a doua.